Și aici soția mea face o ciorbă de perișoare. Pentru această rețetă avem nevoie, bineînțeles, de morcovi. Ce e aici? Țelină. Ăsta ce-i? Ăla e Pătrunac. no, pătrunjel. Pătrunjel. O ceapă. Și ce mai avem aici nevoie? Orez, da? Și aici este Carne tocată. carne tocată de vită porc. 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 I bunci de porc. Punem o oală pe foc și punem ce pui acolo? Asta e vegeta, ai vegeta de casă. Vegeta de casă. Punem la fier până dă un clocot, între timp ce pregătesc carnea de perișoară. Până fierbe, se pregătește amestecul pentru perișoare. Le punem Uite așa. pernea. Și se amestecă, da? Da, eu amestec până văd că Până vezi se că e. simte, până se simte orezul în carne. Nu pui un pic de ulei de măslin înăuntru. Nu mai pot să fac și ulei de măsline, Că ăsta îi dă gust la carne. Hai să punem. Facem experimente, domnule. Sunt multe, crede-mă. Un ou. Iese multe perișoare. Da, gris. Gris în perișoare. Da. Stai să închidem aici. Deci asta n-am știut că se pune gris în perișoare. Și dăm cu condimentele. Să pune și pătrunjel. Petrunjel. Asta e vegeta, dar vegeta asta are pătrunjel, cea parte de tătiare. Să pune și pătrunjel. Să pune un pic de sare, un pic de piper. Uite aici piper. Ia sunt multe perișoare, că le fac mici. Se amestecă totul. De obicei se pune și pătrunjelul, dar eu pătrunjelul pun la final în ciorbă, știi? Atunci nu mai am loc să pun și eu. Dar în perișoare mai trebuie pus ceva. Nu, eu atâta pun. Da. E mare mănoșa asta. Trebuie amestecat bine, da? Da. Altceva? Să fac biluțele. Ah, se fac biluțele. Pe vremuri se puneau făină și le treceau prin făină să țină, să nu se deslege, știi? Să dezlega. Așa se face și, așa se face și cu chiftelele. Și acum tu nu pui făină, ci ai Nu, pus gris. un gris corect care să întărească culminea asta. Amestecăm foarte bine compoziția și facem biluțele pe urmă. Până când Amestecăm amesteci? foarte bine. Ce? Până când amesteci? Până să îngroșă cât de cât textura și până să amestecă toate care le-am pus, toate condimentele, tot ce am pus ou. Dacă e prea mole, cum e asta, vezi, că nu stă. Nu stă legată. Și în apa fiartă se dezlipește. Mai pun un pic de gris. Știi? Atunci întărește textura. Da. Așa-s biluțele, da? Da, de preferabil mici, știi, că se Ai pus umflă și de la orezul. orez și de la gris, da. Ai pus Ba frunze de da, pătrunjel. nu că pun în ciorbă direct. Așa,
Și să fac cât mai mici ca să nu iasă foarte mari în funcție de cât le place, la, de cum le plac, foarte mari, foarte mici, eu așa dacă le fac să... Bun, acum că perișoarele-s gata și apa fierbe, punem perișoarele în apă, nu? Da, dar foarte important, întotdeauna când faci perișoare, trebuie să le pui toate deodată. Da, să nu le pui pe rând. Să nu le pui pe rând ca și la chiftele, că altfel riști să ai câteva fierte, câteva nefierte. Și atunci nu e bine. Așa. Corect? Bineînțeles că între timp s-au pregătit legumele, s-au dat prin răzătoare morcov, țelină și pătrunjel. Și cu ăsta ce faci? Le pui și astea? Nu, ales pregătite, le face faică. Eu am înțeles. Bun, și astea le punem după aia, da? Alea le pun și le călesc un pic. Mai e și ceapă și morcov și pătrunjel și țelină. Vin un pic călite în ulei pentru culoare, știi? Am înțeles. Punem legumele, nu? Le călim frumos. Să dăm culoare, între timp uitați și pe față, ferbe, și pe două, și bun. Frumos, și pe față, și pe două. Am mai pus? Ce ai mai pus? Sare și piper, și foi de dafin, și frunze de dafin, da. Foarte bine ai făcut, felicitări, ești o gospodină number one. Și acum, ce trebuie să facem? Acum le las până se călesc foarte bine, după aia pun apă și le adaug în ciorbă. Pun apă, lăs să dea un clocot. Ala, da. Am pus sare ca să facă zeamă, știi? Super! Îmi place cum faci. Ăsta-s gata, nu? Da, vezi, după ce le-am călit, deja e galbenă zeamă. Așa se îngălbenește ciorba, natural. Natural. De la morcov. Da, și? Mă adăugăm. Le punem împreună toate. Ala, da. Acum le lăsăm să fiarbă împreună. De unde ți-ai dat seama când îți gata perișoarele? De unde îmi dau seama când îți gata perișoarele? Da. Două secunde să nu te arzi și țară. Cum îți dai seama? Cum am dat seama? Orezul încă nu-i destul de umflat. Stai să focalizeze. Orezul nu-i destul de umflat, zici. Da, încă nu-i destul de umflat. Și alte chestii? Carnea de obicei când e fiartă, numai un pic dacă pun, ea deja se desface. Mm-hmm. Vezi? E aproape fiartă. Uite. Mm-hmm. În interior încă nu e așa fiartă, încă e rozulie. Mm-hmm. Și o mai lăsăm să dea un clocot două? O lăsăm acum să fiarbă. Bine. Ah, acum fierb toate, ca să amestece toate gusturile, știi? Aha. Acum trebuie să se amestece tot. Și după aia mai pui ceva? Tăiem pătrunjel. Pătrunjel, bun. Și supa este gata. După câtă vreme? O oră? O durat o oră? Media cam așa durează. Și să gustăm. S-a mai pus pătrunjel și s-a mai dat un clocot. Care n-am reușit să filmez, că am fost la cumpărături. Să vedem ce gust are. Asta e fierbinte. E bună. Mai trebuie un pic de sare. Dar sarea se poate pune. Așa că nu este problemă. Dar vezi să nu te înșel că e fierbinte. Vezi da. Că ciorba de obicei se gustă, mâncarea se gustă când e rece, pentru că când e fierbinte, sarea nu se simte. Da, se poate pune și smântână în ciorba asta. Cu ardei iute. Și cu ardei iute și foarte bună.
Eu ți-am pus lămâie, dacă vrei să-ți mai pui lămâie sau oțet, am sort destul, ia aici, să-mi dea lămâie. Da, cred că ar fi bine un pic de lămâie. Tu mânci cartofi, da, David? Pun și o lingură de smântână în această ciorbă. Uite să pui ceva. Ce? Și acum că am îmbunătățit-o această ciorbă cu un pic de sare. Bun, și smântână, să o gustăm. Mm, exact ce trebuie acum. Conform ăsta, sarea se exclude de mâncare. Da.